Say goodbye to Six. Say goodbye, Six. Bye-bye, Six. Bye-bye, Six. Six of mine. Oh, it's never gonna happen again, huh? Seven is gonna be fun. 超寂しいことです。Seven is gonna be fun. Oh! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Mira. Happy birthday.寂しいんだね、ロクいなくなっちゃって。Hug everyone! It's your birthday! Six is his favorite number. Yeah, she didn't lay the seven, but seven's gonna fade away super fast. You're going super fast. Oh my god. You're growing up. Look at this. You're seven! 急に可愛いんだけど、本当に顔が。なんでだろう、急に。I don't know why she feels like crying. Yeah, it's funny, huh? Why do you feel like crying? You just feel like crying. You can't cry if you want to cry. Happy birthday to you. Happy birthday. O lăsăm așa, nu că țel ca să doarmă cu tine. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Am ajuns la Tokyo Disneyland puțin mai târziu decât am fi vrut, dar dimineața a plouat torențial, la modul că am avut parte de tunete și fulgere ca în copilărie, ca atunci când mi-era mie frică de moș tunet. Și uite că acum e ora 12 și deja s-a mai liniștit. E semi-întuneric pentru că e încă foarte norat, dar ploaia ar trebui să ne lase în pace până pe la 5-6, așa că avem 5-6 ore să ne bucurăm de parc, să ne bucurăm de atracții. Și partea bună e că nu sunt nici chiar atât de mulți oameni, pentru că, în principiu, oamenii verifică înainte să vină la Disneyland și aleg o zi fără ploaie. Noi n-am putut să verificăm, pentru că am luat biletele astea de vreo 2-3 săptămâni și am vrut să venim aici de ziua Mirei. Vă întrebați unde e sărbătorita? Sărbătorita se schimbă, pentru că erau foarte multe băltoci pe drum și nu au vrut să-și murdărească rochița de prințesă. Imediat o să vină de la baie și o să vedeți pe Mira prințesa. Ieri am venit la Disneyland, la Disney Hotel, pentru a-și cumpăra o roche de prințesă și a probat absolut toate rochile pe care le-am găsit acolo. Eu țin aminte de anul trecut că aici au niște rochii foarte frumoase de prințesă și cred că ați văzut pe Instagram. Dacă n-ați văzut, o să vă las aici câteva poze cu Mira Cenușăreasa, Mira Rapunzel, Mira Belle, Mira Elsa, Mira
Aurora și cred că astea au fost toate rochile pe care le-a probat. Sper că n-am omis nimic. Și wow, mami! Cât ești de frumoasă! Și ne arată că are tocuri. Și-a luat niște sandale pentru copii cu un pic de toc. A zis că de ziua ei vrea toc. Da, n-ai avut niciodată așa toc. Și ea, să vedem și badge-ul cu Happy Birthday. Happy Birthday 2022! Și să vedem și părul. Ia, wow, wow, wow! Uite-te la mănuși! Are o fundiță! Ai și mănuși cu fundițe! Și acum suntem pregătite de super distracție. Ești foarte frumoasă, mami! Mă bucur că suntem din nou aici. Happy, happy, mami? Cred că ți-am pus un pic de ruj când te-am pupat aici. Iată. Stai, ai grijă să nu te bagi în poza lor? Unde mergem? Mergem mai întâi să mâncăm și apoi mergem la Fantasyland. Nu o să mâncăm ceva foarte mare, mami, doar un snack. O gogoașă cu Mickey. Ceva mic. Avem rezervare la restaurant mai târziu. Și asta este zona cu magazine. O să ne întoarcem la shopping ceva mai târziu. Norat, dar lumina e foarte puternică pentru că simt că nu-mi pot ține ochii deschiși. Și acum ne-am oprit să mâncăm, o să intrăm imediat și noi să vedem ce opțiuni avem, să vedem dacă s-a schimbat meniul de anul trecut sau nu. Dar știți care e faza? De fiecare dată când venim la Disneyland, cred că a devenit așa o mică tradiție pentru noi. Venim, ne oprim, mâncăm aici și apoi mergem și intrăm pe la atracții. Nu mai are loc parada de dimineață, bine că oricum ne oprindeam. Într-un fel mă oftic și într-un fel nu mă oftic, dar așa ca o mică informație extra, acum sunt doar două parade, artificii de seară nu mai avem, Disneyland încă nu e 100% cum era înainte, dar ușor, ușor ajungem și acolo. Au mai puține opțiuni decât de obicei și acum toate sunt acoperite. Înainte te serveai și nu erau acoperite, erau proaspăt scoase din cuptor și puse așa în coș. Sau cu chiftea. Eu cred că mi-au așa. Da, nu prea știu. Da, stai așa să-mi iau unde să. Deci stai să vedem ce avem. Avem ciocolată, Mira și-a luat cu ciocolată. Avem cu pasta aia roșie, nu mai știu cum se numește. Eu vreau așa, tu ce vrei? I'm gonna check the sandwiches.
Și eu și pentru Mira unul? Da. Și să iau și ceva dulce. Aici avem custard bread și cu melon. Asta e o moșiroi. Dar vreau și unul cute să-i fac o poză, că chifteaua asta mică nu e așa cute. Vrei melon? Împărțim un melon? Nu vreau. Nu vrei? Nu mănânci ceva dulce cu mine? Vrei așa muffin cu Mickey? Cu ciocolată? Vrei sau nu vrei? Asta. Vreau ciocolată. Nu vrei ciocolată? Vrei așa? Fără ciocolată. E banana. Banana and walnut. Da, take the banana and walnut. Sună healthy. Așa. Și hai să vedem sandwich-urile. Ne-am luat... just a tiny sandwich. Da, am luat doi burgeri. Păi nu o să mai mâncăm de prânz altceva. Asta e masa de prânz. Și după aceea mâncăm de seară. Și burgerul îl împărțim. Și tu ai o chiftea. Uite, Mickey chiftea. E cute. Asta e mea, asta e a lui papi, asta e a lui papi, asta e a ta. Da, împărțim oricum. Stai să-i fac și un video. Mergem la Fantasyland, mai devreme am alergat să facem și noi aici cunoștință cu Daisy și Donald și Goofy. E un meet and greet, am avut mare noroc de a-mi dat peste ei, pentru că de obicei nu prea dăm peste personajele principale. Am fugit cu Mira, eram hai, repede. Dar nu știu cine e ultimul, nu știu cine e nici eu. Și acum mergem la Fantasyland. O să ne dăm în ce vrea Mira și mergem unde vrea Mira și facem ce vrea Mira. Ăsta e planul de azi. Nu? Da. Da. Mira a rămas la Băbățean, a rămas un pic în urmă. Trecem prin castelul Cenușăresei și mergem la Fantasyland. Am zis de 3 ori că mergem la Fantasyland, dar încă n-am ajuns acolo, că ne-am mai oprit, am mai făcut o poză, ne-am mai uitat, ne-am învârtit, am luat-o pe partea aia și până la urmă ne-am dat seama că mai bine trecem prin castel decât să ocolim tot castelul. Mergem unde vrei tu mai întâi. Acolo mergem. Crezi că... Bine, hai! With the Bad Sisters, acolo transformed, and here, she went and she was running away and she lost the shoe, and here the prince found her, and here, she got married, the end. Repede.
A fost fun? Vrei să mergem la Snow White? În curând o să înceapă din nou ploaia, așa că mergem repede până în Toonland, că vrem să luăm un trenuleț acolo, un mini carusel, și după ne întoarcem și terminăm cu atracțiile din Fantasyland. Vendomatele de aici sunt tare, tare cool. Cred că vi le-am mai arătat, dar e un loc instagramabil. Aici poți să vii și să te întâlnești cu Minnie Mouse, să-i vezi ultimele ținute. Eu sunt Minnie, nu? Da. Toontown este zona cea mai instagramabilă din parcul Disney, dar este zona pentru copii. Atracțiile sunt ceva mai mici și mai childish, aș spune. Mira a fost tare, tare simpatică pentru că noi am nimerit să luăm primul loc și dacă ești primul în roller coaster, atunci simți viteza mult mai intensă decât e de fapt. Și asta mică pe tot parcursul traseului zicea, mami, cred că nu-mi place, mami, nu-mi place, și mă strângea tare, tare de mână, dar s-a terminat cursa în vreo 30 de secunde, foarte repede, și la final Mira a zis, atât? Mami, mi-a sărit sufletul! A fost atât de simpatică și a zis-o așa cu toată inima. Îți venea să mănânci, dar n-a plâns și era cu zâmbetul pe față. A fost o experiență unică pentru ea, o experiență nouă. Acum rămâne de văzut dacă o să mai vrea să facă asta sau nu. Mai face, mami, mai mergem la trenuleț? Nu? Momentan zice că nu, vede mai târziu. Plouă și taiga zici că e... o broască testoasă. Cu panceul tău. Chiar zici că ești o broască testoasă. Și acum intrăm în atracția noastră preferată. It's a small world. It take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone, before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other.
A început să plouă foarte, foarte tare. Eu vreau popcorn și parcă miroase a popcorn, dar nu știu de unde vine mirosul. Și acum mergem în zona Tomorrowland. Este o zonă în care nu prea am mers. Adică am trecut așa pe acolo, dar nu prea ne-am oprit. Am fost doar la Monster Inc. de acolo. Era ceva cu mașinuțe și cu personajele din Monster Inc., bineînțeles. Și Mira a zis că vrea să descopere mai multe. Am stat și ne-am așezat și ne-am uitat la fiecare zonă în parte. În stânga avem zona nouă, care nu mai e zona nouă, că e deja aici de vreun an de zile. Și este zona frumoasă și bestia. Și uitați acolo în față avem Tomorrowland. Și sunt niște clădiri așa mai din viitor. Star Wars too. Avem și Star Wars în Tomorrowland. Ok, da, știu că Star Wars e Disney, dar nu prea am stat în Tomorrowland, doar în trecere. Dar ții minte că l-am adus pe Sergiu la Star Wars când a venit. Mănâncă popcornul. Asta e schema ei nouă. Și ea zi, unde mergem? Unde mergi? Opa! S-a făcut ora 5 și am venit să vedem parada. Ideea e că am fost tare norocoși și am prins un loc în față și acum așteptăm să înceapă. Gata, s-a terminat parada și Mira e toată aici pe energie. A zis că a fost cea mai frumoasă paradă. Toate prințesele au interacționat cu Mira pentru că și ea este o prințesă astăzi și a primit pupici, nu? Ce ți-au mai trimis? Îmbrățișări, ți-au făcut așa, plecăciune, da, așa, că ești frumoasă, multă iubire ai primit de la toate prințesele. Da. Da. Era Mira foarte, foarte fericită și eu eram leșinată lângă ea, la fel de leșinată ca și Mira. Mă bucur că am surprins toate momentele, am și dansat, am aplaudat, mă dor palmele de cât am aplaudat. Și acum mergem la shopping. Da! Mira vrea la shopping, ce vrei să-ți iei? Jucărie. O jucărie? Și un magnet? Da. Asta o să luăm? Hai. Balon, ai uitat? Și balon, da, trebuie să găsim și balon. Da. Balon, jucărie și magnet pentru colecție. Da! Te iubesc. Balon! Te iubesc. Hai să mergem. Da, 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 da. În curând o să se întunece în Japonia la 6:30, e beznă. Și acum e aproape de ora 6. La 7:10 avem rezervare la restaurant
și avem o fereastră cam de o oră de shopping și apoi mergem, mâncăm. Ar mai fi parada de seară de la 7.45, dar vedem ce o să se mai întâmple până atunci, dacă o să plouă, dacă nu o să plouă. Dacă nu o să plouă, o să ieșim să vedem și parada de seară, dar dacă o să plouă torențial, s-ar putea nici să nu se țină. Nu știu exact, rămâne de văzut. Mira s-a dus deja, a zis că aici știe ea că au baloane, așa că hai să ne uităm după baloane. Și și-a găsit balon. Da, e al pe care vrei tu. Vrei 101 dalmațieni, mini sau Mickey? Și mini e cute. Ce vrei tu? Dacă ăsta îți place, ia-l pe ăsta. Charmul de aici este un charm pe care îl găsești doar la Tokyo Disney. Da, așa este cute, e cu It's a Small World sau cordeluță Mini Mermaid. Da, avem mai multe personaje și cu Dumbo și cu un dalmațian și cu această pisică. Și aici o să mâncăm în seara asta, avem bufet și o să vedeți că avem de unde alege. Trebuie să mai așteptăm 5 minute, am ajuns cu 5 minute înaintea rezervării. Trebuie să așteptăm aici pentru rezervare? Da, am. Vreau să văd câți pași am făcut până acum. Crezi că am făcut 13.000? Okay. Sau încă nu? 11. Că de acum nu o să mai facem prea mulți, mai facem vreo 3.000 maxim până plecăm. O să stăm la masă. Ia să vedem, să vedem. Pam, pam, pam. 11.484. 8,1 km. Am mers 8 km, e ceva. Am tot mers. Cred că facem pe lângă 14.000-15.000 astăzi. Nu știu. Noi în fiecare zi ne uităm să vedem câți pași facem și încercăm să atingem măcar 10.000 pe zi. Uneori ne iese, alteori nu ne iese. Atunci când am o zi de editat. A, gata. Noi suntem. E pentru prima dată când stăm în partea asta. De fiecare dată când am venit la acest restaurant, am nimerit numai în partea dreaptă. Și acum stăm și în partea stângă. Să vedem unde ne așează. Arigată gozaimasu. Mă uitam acum pe aplicația Tokyo Disneyland și parada de seară a fost anulată din cauza ploii, deci că avem un Nightfall Glow presented instead. Nu știu exact ce înseamnă Nightfall Glow, s-ar putea să fie un joc de lumini. Mie asta îmi sună, așa că nu trebuie să ne mai grăbim să ieșim la parada la 7.45. Bine că am prins parada de la 5, bine că n-a fost anulată și aia și că vremea ne-a lăsat în pace. Mira vrea să mai mergem la o atracție după ce mâncăm, dacă mai avem timp. Fie la Casa Luminii, fie la Teacup, că nu am fost la Teacup și nu există să venim la Disney și să nu mergem să ne dăm în Teacups, dar problema e că e o atracție tocmai ok după masă, că să dăm tot afară, te învârte de te amețește și cu viteză destul de mare. Vedem cât timp ne mai rămâne la dispoziție. Ne-am învârtit un pic și prin magazine și a luat Mira o jucărie foarte, foarte pufoasă și îmi plac magazinele de la Disney pentru că sunt foarte bine organizate. Magazinul de fashion e magazin de fashion, acolo găsești doar haine. Ai magazin cu jucării, ai papetărie, ai Disney Home Store, doar cu produse pentru casă și accesorii pentru casă, toate marca Disney.
Și am dat așa o mică tură, am intrat prin ele, dar la un moment dat era foarte aglomerat și simțeai că te sufoci din cauza aglomerației, pentru că a început ploaia foarte tare și toată lumea s-a retras în magazin, să se adăpostească în magazin. Și apoi am ieșit, ne-am mai plimbat puțin, am admirat castelul și numai bine că cât ne-am învârtit noi, a trecut și timpul și am venit la fix pentru rezervare. Vedeți că Mira lipsește din peisaj, asta pentru că ele s-au dus să își ia de mâncare. Aștept să vedem dacă au multe delicatese în formă de Mickey și Minnie și personaje Disney. Prințesa și-a luat singură de mâncare. Uite, trebuie să spui mănuși. Wow, mami, ce ți-ai luat? Crochetă în formă de Mickey! Și paste și salată. Și ți-ai luat și salată de cartofi, salată normală. Și ce mai ai acolo? Ceva de pui? Asta. Cum de nu ți-ai luat tu cartofi prăjiți? Dar cum de nu ți-ai luat cartofi prăjiți? Că tu mereu ți-ai cartofi prăjiți. Dacă o să găsesc, vrei să-ți aduc? Da? Bine, așa facem. Hai, rândul nostru să mergem să vedem ce au. Bun, bun. Așteptăm să vină babacan și după te lăsăm să mănânci și venim și noi cu mâncarea noastră. Mira ne-a spus că s-a servit singură, nu a primit deloc ajutor și singură și-a pus atât de multă salată. Se vede, mami, că ai făcut 7 ani. Mănânc salată acum, da? Her face. Mănânc salată ca să fii puternică și să te faci mare și frumoasă, da? Bravo, mami! Ca papi? Și ca mami? Doar ca papi? Does it take to be happy? How many times do you have to feel lonely before you get the chance to meet someone? Before you get to meet someone like you? How many songs can you write about heartbreak? How to go on when you're fed up with mistakes? Maybe I just found the answers. Maybe I just found the answers in you. Come give me all your love. I want you to know we can make it together. Let the wind blow. All we need is each other. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. All of my scars start to heal when I'm with you, and I can't explain how I feel when I'm with you. Just give a little bit of your heart. Give a little bit of your heart to me. Got you, we don't have to stay. We can do what we want to. Baby, I just found the answers. Baby, I just found the answers in you. Am găsit un sticker cu prima mea vizită la Disneyland. Cineva a pierdut acest sticker, dar avem o coincidență de nume.
Aici scrie Taiga. Care erau șansele? Cute! A fost menit pentru tine să-l găsești. Da. E al meu. E al tău? Ia. Da, Taiga nu e un nume chiar atât de comun, nu? Super rare. E destul de rar, nu? Uh-huh. Tocmai de aceea șansele erau foarte, foarte mici să se întâmple asta. Da. Sigur nu e al tău. Auziți mesajul ăsta? Ne spun că gata, Tokyo Disneyland s-a închis pe ziua de astăzi și ne mulțumesc pentru vizită. Așa că și noi ne îndreptăm spre ieșire. Asta a fost pe ziua de azi. Noi ne revedem data viitoare cu un nou vlog. Pa!